Atunci când zicem numele ei, toată lumea își imaginează că o să vină tot timpul îmbrăcată în ceva sexy, o să-și pună bara și o să danseze frumos. Ei, astăzi discutăm o temă mai sensibilă pentru multe dintre voi, dragi femei, dar și pentru unii bărbați, de asemenea. Cristina Scarlevski, fata asta nu încetează să ne uimească. Recent ne-a atras atenția una din postările ei în care anunța despre problemele tenului cu care se confrunta ea și se pare că a reușit să le depășească. Este în proces și nu este rușine să vorbească despre asta în public, cu toate că multe persoane publice ar face. Salutare! Unde-i? Știi, când zicem Cristina Scarlevski, asta zic, dar uitați-vă cum a venit îmbrăcat femeia asta. Mai gospodărește decât atâta, eu n-am văzut-o niciodată. Ia loc, de obicei ea vine așa în rochii sexy și decolteu. Da, e sexy, numai că e sexy imaginația voastră, că trebuie să o puneți la lucru. Draga mea, te urmăresc și eu, te urmărește și echipa pe Instagram și una dintre ultimele tale postări așa ne-au zis, dar trebuie să ai curaj ca să vorbești despre asta. Sigur. Ai vorbit despre problema pe care o ai avut-o de cât timp? De câțiva ani s-a început problema aceasta și da, mi-am luat într-o zi inima în dinți și am vrut chiar să povestesc despre problema asta pentru că oricine are câte un minus, dar este o problemă care se rezolvă, deja pe care cale o alegem individual. Pe mine foarte mult m-a motivat Rina Rimes, care tot se confruntă cu această problemă și până am văzut-o pe ea, eram și eu, mă ascundeam, mă rog, mă fardam la fiecare moment. Mă motivam permanent când cineva se uita lung la fața mea și ziceam, da, nu, a trecut curentul sau ca să nu spun despre problema mea. După asta am spus, uite, am scris, am pus pe stories și chiar m-a frapat că foarte multă lume se confruntă cu această problemă. Foarte multă lume m-a îndrumat, mi-a spus careva indicii, de exemplu, unde să mă adresez, ce pot să fac. Fetele, mai ales acum, știu de toate. Plus la asta, foarte multe mesaje am primit că am ajutat și pe altcineva. Mai ales că duc și eu un tratament, lumea mă întreabă, privește evoluția mea și foarte multe fete chiar s-au motivat și chiar se bucură că cineva măcar vorbește despre asta. Nu sunt deloc închisă și inhibată. Da, tu nu! Uite, de altele, da, ea nu este genul de femeie care să fie inhibată. Totuși, ai fost la medic, ți s-a pus un diagnostic, medic, dermatolog sau gastrolog, pentru că multe dintre problemele tenului sunt, de fapt, problemele noastre digestive. Da, se spune că noi suntem ceea ce mâncăm. Desigur, asta influențează foarte mult. Trebuie să avem un mod sănătos de viață. Da, a fost medicul care mi-a prescris, a stabilit care este cauza, am făcut niște analize, am făcut foarte multe analize. Apropo, în luni, în câte luni ai dat tot analize peste analize și nu? Eu am căutat care este problema timp de un an, să spun așa, pentru că cineva punea o altă diagnoză, cineva o altă diagnoză și credeam în fiecare. Acum deja sunt sigură ceea ce am. În primul și în primul rând să fiți atenți la ceea ce spune medicul și să vă duceți la mai mulți medici și să faceți câte mai multe testări la orice, ca să știți cu siguranță ce aveți, ca să nu, cum spune, nu vă îndopați cu atâtea medicamente. Chiar. Da, exact, pentru că acum e foarte simplu, 1, 2, 3 antibiotice. Eu am anulat antibioticele din viața mea, nu mai bag chimia asta, nu vreau să spun la farmacie să le stric PR-ul, dar nu sunt cele mai bune. V-aș recomanda să țineți un mod sănătos de viață, apă zilnic, sport și cât mai natural, cu cât mai natural, cu atât mai bine. Uite, totuși tu comunici cu fetele, ele ți-au, fiecare și-au împărtășit povestea lor și care au fost succesele sau care au fost căile de tratare ale fetelor care și-au împărtășit povestea cu tine? La mine la școală am peste 70 de fete și acum am început
pentru că am început și eu o dietă. Vor și ele, au văzut că eu m-am uscat un pic, se face tot mai bine corpul. Mă rog, eu fac asta pentru față mai mult, dar am început să fac cu ele un maraton. Fiecare și-au scris datele sale. Fetele la mine au început să bea regulat apă, pentru că foarte mulți beau apă atunci când le sete, dar asta este ultima stadie de deshidratare. Așa că s-au pus foarte bine pe sport și au pus un scop, pentru că oricum prin sport eliminăm toxine, asta este foarte bine. Și desigur alimentație. Am împreună cu toate fetele, pentru că am spus dacă și eu țin și voi să țineți, am exclus dulciul deloc, făinoase, chiar și boboasele. Da, și mâncăm toate, salată, carne. Nu toate, carne, pește. Totuși, somnul, mâncarea calitativă, sportul, medicamente folosești? Folosesc doar dacă mă doare ceva capul sau dar mai nimic mai mult. Pentru că antibioticele, antiinflamatoarele sunt foarte acide și dăunează foarte mult sănătății. Așa, tu ai început să înveți multe, așa? Am început să citesc, da. Din ultima perioadă deja am început și eu să mă informez. Pentru că trebuie să știi ce ți zic alte. Adică noi când mergem la medici ne încredem total în ceea ce ne zic. Pentru că fiecare boală, fiecare om, fiecare organism e foarte individual. Și ceea ce merge unuia nu e neapărat că va merge și altcuiva. Sigur. Pentru o femeie este foarte important acest lucru. Tenul curat, o imagine frumoasă, dar pentru asta trebuie să fie multă muncă. Da, sigur, multă răbdare și, cum am mai spus, trebuie să începi să duci o viață sănătoasă, este ca un lifestyle. Dacă te scoli dimineața și faci tot ce trebuie în timpul zilei, o să vezi care va schimba numai decât. Care e rutina ta zilnică de îngrijire a pielii sau cum o ajuți ca să depășească această problemă? Eu tot timpul am ritualul meu de dimineață și seară. Spălăm, în cazul meu eu trebuie să suc acne, trebuie să aplic o cremă antiinflamatoare și antibacterială și doar atât. Pentru că la problema mea ele se acutizează mai mult dacă îmblu. Deja după alimentație mă stăruiesc să mănânc cât mai multe proteine, câte mai multe verdețuri, salate, ulei nerafinat numai decât, câtă mai multă apă. Eu îți doresc baftă, spor la acest lung proces și greoi pe alocuri, totodată plăcut, pentru că așa îți vei învăța organismul și deja nu va mai fi o rutină, va fi o viață. Așa. Medicul a spus că până la nuntă o să treacă. Hai să vedem. Totuși, când e nunta? Ați stabilit-o? Încă nu. Păi, dar medicul are de unde să umble. Noi o să vă spunem când urmează să se întâmple și acest lucru și eveniment frumos în viața atât a unui bărbat cât și a unei femei.